7 fete și 17 băieți din clasele terminale de liceu din mai multe localități vâlcene au petrecut o zi de activitate la școala de subofițeri de jandarmi din Drăgășani. Pentru acest lucru s-au trezit dis de dimineață, în așa fel încât la ora 8 erau în curtea unității. Au fost întâmpinați de locțiitorul comandantului, locotenent colonel Cristian Florica, și de colegii săi care le-au prezentat programul de activități. Mă bucur foarte mult să văd și sper ca această activitate să aibă un impact pozitiv pentru dumneavoastră. Obiectivul acestei activități care se desfășoară sub egida elev jandar pentru o zi este de a promova profesia de subofițer jandar și sperăm noi ca la sfârșitul activității să vă stârnească interesul pentru a opta pentru această activitate. După câteva schimburi de informații, tinerii s-au echipat în uniforma bleu specifică jandarmilor și au participat la ședințe de instruire. Modalitățile de apărare, cele de intervenție în scopul apărării liniștii publice, folosirea măștii de gaz, tragerea la ținta în poligon, fiecare dintre ele le-au adus cunoștințe noi. Ce zici, te prinde haina de jandar? Da, consider că da. Și îmi place. Ai venit doar pentru experiență sau e în calcul chiar să... Am venit să iau în calcul toate variantele posibile și sunt în clasa 10 și până în clasa 12 vreau să... Am destule informații ca să mă pot decide. Crezi că ar trebui să renunți la o parte din libertate dacă vei veni aici sau? Nu, da, trebuie să avem grijă de ceea ce facem, de imaginea noastră și nu consider că e o constrângere sau o înfrânare de la anumite lucruri. I-ai sfătui pe copii să se înscrie la școala asta? Da, bineînțeles, consider că e o alegere bună dacă îți și place această meserie și crezi că ești făcut pentru așa ceva. Ți-a venit vreodată să pleci? Nu aș renunța la drumul pe care l-am ales. Am știut de la o vârstă fragedă că îmi place această meserie. Vrei să duci până la capăt cariera militară, nu? Da. Cum a fost interacțiunea cu elevii? Interacțiunea cu elevii a fost una fructuoasă. Consider că aceștia s-au aflat la un nivel destul de ridicat, au fost receptivi, au manifestat entuziasm și aptitudini, de ce să nu vorbim și despre acest lucru, în domeniul vizat. Ce anume ați învățat? Am început cu aplicarea măsurilor tactice polițienești de către jandarmi și am început cu legitimare, cu control corporal preventiv. Le-am prezentat diferite tehnici de încătușare, de imobilizarea unei persoane prin încătușare, atât a unei persoane cooperante cât și necooperante, și câteva noțiuni de folosire a forței. Este adevărat că timpul a fost destul de scurt, dar feedback-ul a fost unul pozitiv și la finalul celor 50 de minute, toți elevii, toți s-au declarat satisfăcuți și destul de încântați de această profesie de jandarm. În paralel cu această activitate, la școala militară de subofițer de jandarm Grigore Alexandru Ghica s-a desfășurat Ziua Porților Deschise, unde elevii școlilor gimnaziale și de liceu din municipiul Drăgășani au avut posibilitatea de a cunoaște momente din viața cotidiană a jandarmilor, dotarea, dar și spațiile de cazare din incinta unității. Dintre cei 24 de elevi jandarmi pentru o zi, doar unul dintre ei a abandonat instruirea. Fetele au participat la activități cot la cot cu băieții, demonstrând tuturor că sunt bune la învățătură, dar la fel de bune și în pregătirea practică.